Bună dimineața, bine ne revedem la o nouă conferință de presă. Așa cum am anunțat și public la finele săptămânii trecute, am fost prezent pe teren la mai multe lucrări de investiții de pe raza municipiului Roman, care se află în diverse stadii de derulare. Așadar, pot să vă informez că în cartierul Nicolae Bălcescu, pe ansamblu de străzi Tinosului, Mărului, Ogniței, Pescarilor, s-a turnat stratul de binder și în funcție de prognoza meteo și de disponibilitatea stației de asfalt, vom încerca să turnăm în această săptămână sau cel mai târziu săptămâna viitoare și stratul de uzură. În paralel vom demara și achiziția de pavele pentru a realiza și trotuarele din acest ansamblu de străzi. Și dacă tot vorbim de cartierul Nicolae Bălcescu, deja se lucrează la proiectul tehnic pentru realizarea rețelelor de apă pluvială pe celelalte străzi din cartierul Bălcescu și de realizare a stratului de asfalt și a trotuarelor pe 5 din străzile din cartierul Bălcescu. Iar pentru celelalte 4, prundului, zebrei, salciei, fundătura zebrei, avem depus proiectul cu finanțare europeană și dacă și acesta va fi evaluat și va fi aprobat, cartierul Nicolae Bălcescu va avea asfalt în totalitate. Un alt cartier în care se realizează lucrări este cartierul Lipovenesc, cartierul Petru Rareș, acolo unde se lucrează la finalizarea branșamentelor de pe strada Nicolae Bălcescu, după care se vor finaliza branșamentele de pe strada Ile Caragiale și montarea căminului general care leagă strada Ile Caragiale, fundătura Ile Caragiale și Bucovinei. De asemenea, așa cum am anunțat și public, și în acest cartier se lucrează deja la obținerea autorizației de construire. În momentul de față suntem la stadiul obținerii avizelor necesare, astfel încât apreciem noi în luna septembrie să poată începe efectiv lucrările de asfaltare și de realizare a trotuarelor pe toate străzile care nu au asfalt din cartierul Lipovenesc. Este vorba de Avram Iancu, fundătura Crișan, strada Nicolae Bălcescu, strada Izvor, strada Ile Caragiale și fundătura Ile Caragiale. Deci și acest cartier practic va avea asfalt în totalitate, astfel încât, spunem noi, rezolvăm o problemă destul de delicată care a marcat prea mult timp și acest cartier. De asemenea, continuăm și programul de realizare a parcărilor de reședință. Săptămâna trecută am lucrat în parcarea de reședință de pe strada Cuza Vodă, blocul 21, acolo unde am demolat și mai multe construcții neconforme. În momentul de față apreciem noi că va ieși o parcare destul de generoasă, care va duce la un grad de confort sporit pentru cetățenii din zonă și vom continua lucrările la parcări cu parcarea din spatele magazinului Panevada, din spatele blocurilor 3-5 de pe Dobrogeanu-Gherea. Și ulterior ne vom deplasa cu turnarea unui strat de asfalt și pe acea alee de legătură care duce spre garajele din spatele cabinetului medical care se construiește în momentul de față, după care ne vom muta cu echipele în strada Anton Pan, unde avem planificate și acolo 4 parcări noi de reședință. Iarăși un rit bun pe care îl apreciez că s-a desfășurat la blocul 33 din strada Anton Pan,
acolo unde lucrările sunt aproape de finalizare. Astăzi se va realiza și branșamentul individual la apă pe strada, pe acest bloc, începând cu ora 10, astăzi va fi întreruptă alimentarea cu apă la blocul 33 pentru a se realiza branșamentele individuale și încetul cu încetul să aducem și terenul la starea inițială, astfel încât, spunem noi, am rezolvat o problemă majoră pentru cele 90 de familii din acest bloc. Personal vă spun că sunt mulțumit de modul în care s-au desfășurat, de ritmul lucrărilor și de modul în care s-au finalizat. Avem ultimii pași de făcut și putem să declarăm închisă și această investiție. Și iarăși, dacă tot vorbim de proiecte europene, cred că în cursul acestei săptămâni vom finaliza licitația la Parcul Zăvoi și de asemenea tot în această săptămână, vineri, pe 19 iulie, așteptăm vizita în teren de la ADR Nord-Est în ceea ce privește iluminatul public, acel proiect care va moderniza iluminatul public de pe raza municipiului Roman. Pe lângă înlocuirea lămpilor pe LED, cel mai important din punctul meu de vedere este realizarea acelui sistem de telegestiune care permite un control mult mai bun și o eficientizare a consumului de energie necesar pentru iluminatul public de pe raza municipiului Roman. De asemenea, așa cum ați observat și public, am început o campanie de vizite în mai multe cartiere de pe raza municipiului Roman. Am luat la pas fiecare zonă. Voi continua și în această săptămână. Mâine, în intervalul 10-12, mă voi afla în zona centrală a municipiului Roman, pe segmentul cuprins între doi măgari, Bulevardul Roman Mușat, Libertății și Cuza Vodă, astfel încât să mai rezolvăm și din problemele punctuale și minore care se regăsesc și în această zonă. De asemenea, în funcție de condițiile meteo, așa cum arată prognoza meteo astăzi, noi am stabilit pentru data de joi 18 iulie, în intervalul orar 7-10, mai multe zboruri de pulverizare aeriană, o acțiune de dezinsecție pentru combaterea populațiilor de insecte vectoare de maladii transmisibile și generatoare de disconfort, insecte zburătoare și tărătoare, căpușe, țânțari, muște și așa mai departe. Această acțiune este realizată de firma Fly Corsair din Bacău, iar în perioada menționată, deci joi 18 iulie, în intervalul 7-10, rugăm proprietarii de familii de albine și animale sensibile să ia măsurile necesare de izolare a acestora pentru a evita orice incident. În caz contrar, primăria și operatorul neasumându-și nicio responsabilitate. Așa cum vorbeam și înainte de conferință, vremea ne-a dat peste cap picnicul de la sfârșitul săptămânii trecute. Așadar, l-am reprogramat pentru data de 21 iulie, atunci când, conform prognozei meteo de astăzi, se anunță o vreme nu mai bună pentru un picnic în parcul municipal. Activitățile și evenimentele vor fi cele pe care le-am propus și pentru ziua de ieri, astfel încât așteptăm romașcanii într-un număr cât mai mare să petrecem împreună o zi de duminică. Și tot pentru această săptămână, pentru sâmbătă, 20 iulie, avem programat și o petrecere în ștrandul din cadrul Complexului Sportiv de Agrement Moldova, acolo unde, pe lângă băile cu spumă devenite deja tradiție, vom avea și alte surprize pentru participanți, dar și concursuri cu premii. Aceste tipuri de evenimente, picnic și petrecere în ștrand, vor fi repetate și în luna august. De regulă, luna august este luna în care cei din străinătate
vin acasă și vrem să le oferim și lor posibilitatea de a petrece timp împreună și de a participa la aceste tipuri de evenimente. Așadar, vom anunța din timp aceste evenimente și pentru luna august. Iar un alt eveniment care are loc începând de astăzi la Biblioteca Municipală George Radu Meldon, clubul de vacanță, ai cărui beneficiar sunt 15 copii care sunt utilizatori ai serviciilor bibliotecii municipale și în perioada 15-26 iulie, sub genericul Ce mică e vacanța mare, Biblioteca Municipală George Radu Meldon organizează cea de-a 11-a ediție a clubului de vacanță. Activitățile desfășurate și în acest an sunt dintre cele mai diverse: cursuri de limbi străine, clubul de lectură, clubul bunelor maniere, Vreau să cresc sănătos, ABC-ul circulației, clubul de desen, Vârsta inocenței, Vacanță în siguranță, Sportul alb, jocuri logice și distractive. Toate activitățile din cadrul clubului de vacanță se vor desfășura cu sprijinul partenerilor noștri, profesori, medici, psihologi, Poliția Municipiului Roman, Asociația Club Sportiv Tenis Sense, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava și voluntari de la Cult Hub și Asociația Mușatini. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am vrut să vi le aduc la cunoștință. În rest, pe mai departe, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ați spus la începutul conferinței despre faptul că pentru amenajarea unei parcări s-au demolat niște construcții? Da, erau niște construcții improvizate într-o zonă care afecta poate mai puțin din punct de vedere vizual, erau undeva în spatele unor clădiri, însă am dorit să amenajăm o parcare mult mai largă, mult mai amplă și s-a luat decizia demolării acestor construcții. Adică vorbim de garaj? Nu garaj. Erau pur și simplu niște construcții improvizate. Un gard din lemn, o magazie din lemn. Da. Spuneți-mi, ploaia de ieri a dovedit faptul că sistemul de canalizare al Romanului nu face față unei asemenea cantități de apă. Dacă ne puteți spune un pic ce cu centrul generatorului de la Kaufland? Am văzut pe pagina de socializare foarte multe imagini în care era în fața acolo o adevărată lagună, dar se pare că și pe alte străzi de Romanului. Păi nu numai ploaia de ieri a dovedit acest lucru, cantitățile însemnate de apă care cad într-o localitate, indiferent că se numește Roman, că se numește Iași, București, New York, Washington și orice altă localitate vreți dumneavoastră, generează această stare de fapt. De regulă, când se proiectează o instalație de canalizare, se proiectează la o anumită capacitate, fără a lua în calcul fenomenele extreme și cantitățile masive de precipitații. În ceea ce privește ceea ce spuneți dumneavoastră, segmentul acela de drum, știm foarte bine că nu are rețea de ape pluviale. Gurile de preluare a apelor pluviale din giratoriu sunt direcționate către parcarea din cadrul centrului comercial, care ulterior deversează totul în canalizarea de pe strada Ștefan cel Mare. Într-adevăr, probleme au fost și în sensul de girație, dar probleme au fost inclusiv în parcarea privată a acelui centru comercial. De regulă, noi avem în Roman trei zone critice. Am avut în trecut mai multe, am reușit să le eliminăm. Dacă țineți minte, în trecut aveam probleme și în zona Kaufland. Am eliminat problemele de acolo. Cartierul Lipovenesc, sperăm să eliminăm aceste probleme din această toamnă, când vom finaliza lucrările de asfaltare și rețeaua de ape pluviale. Vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, am fost ieri prezent în cartier și am văzut că
rețeaua de preluare a apelor pluviale pe care noi am, o lucrăm în momentul de față, a lucrat bine. O problemă a avut canalizarea veche a cartierului Lipovenesc, care a refulat pe strada Avram Iancu. O problemă cronică avem în zona Principatele Unite, acolo unde, din păcate, stația de repompare de pe malul Moldovei nu face față să împingă toate apele și toată canalizarea care vine de pe strada Sucedava. Acolo, prin proiectul cu finanțare europeană la care s-a lucrat și care este depus la București, la Ministerul Fondurilor Europene, s-a gândit o redimensionare a acelei conducte care să elimine această problemă. Și o a treia zonă critică este în strada Mihai Viteazu, de fapt strada Mihail Zira, care atunci când este un volum foarte mare de apă, practic toate apele pluviale de pe strada Mihai Viteazu se îndreaptă către strada Mihai Zira, Alexandru Zira, îmi cer scuze, și canalizarea de acolo nu face față. Noi gândim acolo un proiect de preluare a apelor pluviale prin trotuar, dar aceasta depinde și de resursele financiare pe care le vom avea. Rămânând pe acest subiect, explicați-mi un pic acolo dacă acest generator este în, de la Carrefour, este în garanție și învățământ de retras asta, dacă se intervine cumva, să găsească o soluție ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat ieri. Doamne, asta, în momentul în care sunt cantități foarte mari de apă, plecați de la premiza că orice stradă se poate inunda. Nu există nicio. Lucrarea este realizată de operatorul privat, de firma privată, a fost predată înapoi către primărie ca și execuția lucrării, însă ea se află probabil în garanție la centru comercial. Nu cunosc amănuntele acelui contract. Dar probabil că vă veți interesa, totuși, dacă v-a fost predat din nou. Doamne, deci în momentul în care plouă foarte tare, plecați de la premiza că pe orice stradă poate exista apă. Și întrebați la centru comercial de ce au avut parcarea inundată cu apă. O a doua întrebare este legată de locuințele sociale. Spuneți-mi, vă rog, m-am întâlnit cu un romașcan cu probleme sociale deosebite care are depus o solicitare de locuință socială din undeva de pe vremea domnului primar Cărcușor. Știu că sunt locuințe sociale, sunt cele din strada Fabrici, locuințe sociale sunt cele din Alea Revoluției. Care e situația asta și dacă mai vezi disponibile? Și cum rezolvați asemenea situații? Păi, în primul rând, faptul că o persoană are depusă doar o cerere nu l-ajută cu absolut nimic. Este un dosar întreg care trebuie depus. Dosarele se depun la Direcția de Asistență Socială. Dacă ați observat, noi am făcut și mai multe anunțuri publice legate de completarea acestor dosare și vreau să vă spun că din totalul de circa 600 de solicitări pentru dosare sociale, la care noi am făcut și anunțuri publice, am trimis și adrese recomandate cu confirmare de primire, până în momentul de față au fost completate în totalitate un număr fabulos de dosare de locuință socială. 8. Deci până în momentul de față avem 8 dosare de locuință socială completate în întregime, așa cum prevede regulamentul. Noi am dat un termen până astăzi să se completeze toate aceste dosare, să depună solicitările, după care facem o listă de priorități. Din păcate, numărul de locuințe sociale disponibile în acest moment este destul de redus. Cu statut de locuință socială, dacă vreți, mai este și blocul Mai Vânchir, de pe strada Ștefan cel Mare, 177. Cele două blocuri, așa cum a spus dumneavoastră, Alea Revoluției, blocul 11, scările A și B, și mai multe, blocul 28A de pe Anton Pan, mai avem camere și la blocul 33 de pe Anton Pan.
Ele sunt în mai multe zone ale municipiului Roman, inclusiv acele case de pe Suceava, Miron Costin și așa mai departe. Dar efectiv libere la mine. Libere în momentul de față nu avem. Da, obligația solicitanților este să depună un dosar, să completeze un dosar. O cerere pur și simplu nu ajută la nimic. Fie ea cât de veche a fi. Și în perspectivă? În perspectivă suntem deja în actualizarea unui deviz pentru construcția 56 de locuințe de pe strada Islazului. Sperăm să finalizăm acest proiect în această săptămână. Suntem și în stadiul obținerii avizelor în vederea contractării cu Ministerul Dezvoltării acestui obiectiv. Vor fi tot sociale, garsoniere sau ce? Nu, vor fi case individuale. 56 de locuințe. Dar sociale, da? Sociale. Am văzut că ați făcut lucrări de igienizare în primărie. Partea dinspre casierie, latura aceea. Acest lucru înseamnă că nu se va mai accesa proiectul finanțării europene pentru consolidare și pentru modernizarea cu cele trei instituții. Da, din păcate nici până la această oră nu s-a luat o decizie în ceea ce privește transferul acelor sume de bani de la reabilitare termică a blocurilor către reabilitarea termică a clădirilor publice. Eu mi-am dorit o primărie mai prietenoasă cu romașcanii, de aceea am regândit și biroul de încasarea taxelor și impozitelor locale, acolo unde organizăm în această perioadă, cred că săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, un concurs pentru ocuparea a două posturi de casier funcție contractuală, astfel încât să rezolvăm acea problemă birocratică în care să eliminăm disconfortul creat de o persoană care taie chitanță și una care încasează. Vom avea patru birouri, la toate cele patru birouri se vor tăia și chitanțe, se vor încasa și banii și de asemenea am gândit și o extindere a biroului unic, acolo unde vrem să aducem la un loc toate serviciile publice și cetățenii într-un singur loc să-și rezolve problemele în primărie, să nu mai fie plimbați la un birou la altul prin primărie. Lucrările nu sunt finalizate încă, așteptăm spre sfârșitul acestei luni schimbarea ușilor, după care totul va deveni funcțional. Și dacă între timp se primește răspuns că nu mai puteți accesa proiectul? Da, dacă între timp se primește un astfel de răspuns, va trebui să lucrăm la un studiu de fezabilitate din care vor fi eliminate lucrările pe care le-am executat deja. Nu încurcă cu absolut nimic realizarea proiectului. Dar care mai este gradul de risc seismic al clădirii după ce s-au făcut? Nu e absolut nicio problemă, nu prezintă risc ridicat. Apropo de locuri libere, gândiți o redimensionare a gramei și ce se întâmplă cu posturile acestea care se eliberează, fie prin pensionare, fie prin decens, fie prin demisii? Deci noi încercăm în momentul de față să rămânem în schema de personal existentă. Așa cum am spus-o public de mai multe ori, angajări nu facem decât în condiții absolut de urgență care impun acest lucru, acolo unde serviciile sunt afectate de lipsa de personal. Încercăm chiar ieșirile din sistem să le acoperim cu personal din interior, astfel încât angajările la nivelul primăriei municipiului Roman să fie spre un minim. Modificări majore de organigramă nu vor mai fi, mai facem punctual pe aici și pe acolo câte o așezare, dar nimic spectaculos. Ați vorbit de modernizarea iluminatului public. Nu știm nimic despre contractul de la producție, nu mai țin minte, a fost revizuit. Nu, el a ajuns la scadență și s-a încheiat ajungând la scadență. În momentul de față, toate intervențiile în ceea ce înseamnă iluminatul public de pe raza municipiului Roman se realizează prin intermediul Direcției Municipal Locat. Vreau să vă spun că
din punctul meu de vedere, stăm foarte bine în ceea ce privește numărul de intervenții. E drept, am avut un început de an în care am lucrat mai în forță, dar în momentul de față avem undeva în jur de 12 intervenții săptămânale. 12, 15, 10, în funcție de solicitările care se fac sau de verificările pe care le fac colegii noștri. Cât e cu ce ne aveți și dacă fac în față? Îi fac față, dacă nu avem așa de multe intervenții. Din câte știu, cred că 3 sau 4 sunt la direcția municipală locată, cu tot cu șoferul care conduce în acela. Am primit un răspuns din partea CFR prin care a avizat favorabil proiectul tehnic de modificare a liniilor de cale ferată în sensul reducerii acestora de la 3 linii la una singură și ulterior un sistem de macaze care să permită accesul pentru fiecare proprietar. În momentul de față, cred că odată cu finalizarea proiectului, de văzut cine va face investiția. Dacă o va face operatorul privat Oscar Downstream, care, din câte știu, are achiziționate toate materialele necesare realizării acestei treceri, sau dacă o va face CFR-ul. Aici e o chestiune pe care ei trebuie să o clarifice. Noi ne manifestăm întreaga dispoziție pentru a remedia această problemă. Dacă ziceți că aceeași persoană va încasa și va da și chitanță, înseamnă că se reduce numărul de persoane de la ghișeie? Nu. Vor fi 4 tocmai pentru a crește numărul de persoane care să vină în sprijinul cetățenilor. Și nu vom încerca diminuarea cozilor care sunt în special în primele 3 luni ale anului. Adică, practic, vom dubla capacitatea lor de a încasa. După o perioadă de funcționare, cum apreciați parcările înființate în centrul municipiului, ca și încasări, grad de utilizare? Ca și grad de utilizare, vă pot spune că, cel puțin în ceea ce privește parcarea de la judecătorie, cred eu că s-a reglementat modul haotic în care se parca înainte și numărul foarte mare de mașini. În ceea ce privește parcarea de la Roman Vodă, mi se pare o parcare foarte civilizată în momentul de față, acolo unde cei care au treabă în centrul municipiului Roman au posibilitatea să parcheze pe termen scurt mașinile. Practic am eliminat toate mașinile vechi care erau parcate, am eliminat mașinile care erau de vânzare, am reglementat oarecum într-o manieră normală condițiile de parcare pe termen scurt pe raza municipiului Rom. Și în pietonal? În pietonal, de asemenea, s-a reglementat, din punctul meu de vedere, 20 de minute a fost stabilit termenul în care nu se plătește absolut nimic, 10 minute e la celelalte două parcări. Cred eu că sunt lucruri absolut normale care trebuie să se întâmple într-o societate civilizată. Mulțumesc.